Duminică după masă, angajații secției de poliție rurală Ilia au fost sesizați telefonic cu privire la faptul că pasagerul unui autoturism a efectuat mai multe focuri cu o armă, cel mai probabil cu un pistol. Exploatând cu operativitate informațiile deținute, polițiștii din Ilia au organizat o acțiune în teren, iar în jurul orei 16 au reușit identificarea în trafic pe DN68A, pe raza localității Dobra, a autoturismului din care au fost executate focurile de armă. După oprirea autoturismului, conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani, și pasagerul în vârstă de 23 de ani, ambii din comuna Dobra, au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri după ce în autoturism, la picioarele pasagerului din dreapta, a fost identificat un pistol neletal din categoria celor supuse autorizării. De asemenea, în autoturism, în urma controlului, polițiștii au găsit 96 de cartușe, practic muniție aferentă armei neletale, dar și cuțite de vânătoare. Prin urmare, în cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, arma și muniția fiind ridicate în vederea expertizării și a stabilirii provenienței. Din primele cercetări, se pare că pasagerul ar fi achiziționat recent arma neletală, fără însă a deține documente de proveniență ori autorizare, și ar fi dorit să testeze executând mai multe focuri de armă pe raza comunei Dobra.